În fiecare an avem cel puțin un super transfer făcut pe bani foarte mulți sau de ce nu pentru o sumă mai mică sau poate chiar gratis, care se dovedește a fi un mega transfer în anii ce vor veni. Astăzi vom vedea care a fost cel mai bun transfer din fiecare an al acestui deceniu, începând cu 2013 și terminând cu 2023. Având în vedere evoluțiile fotbaliștilor, dar și suma de transfer, așa că haideți să terminăm cu introducerea și să intrăm în pâine. Dar nu înainte de a vă ruga să apăsați pe butonul de like și abonare, pentru că asta ne ajută enorm. În 2013, Real Madrid și Barcelona au dat două bombe uriașe pe piața transferurilor galactici, l-au adus pe Gareth Bale de la Tottenham, în timp ce Barcelona a oficializat transferul lui Neymar de la Santos. Brazilianul s-a adaptat la Barcelona mai bine decât a făcut-o Bale la Real, devenind un mega fotbalist care în cele din urmă a plecat de la clubul catalan pentru o sumă istorică în valoare de 222 de milioane de euro. În perioada sa la Barcelona, Neymar a fost în cea mai bună parte a carierei sale, acesta a câștigat trofee în Spania, a triumfat în UEFA Champions League și a fost aproape chiar să câștige balonul de aur. Să aduci fotbaliști de mare valoare liber de contract este un adevărat succes, așa a fost considerată și transferul lui Robert Lewandowski la Bayern München, acesta fiind adus gratis ultima dată jucând pentru rivala Borussia Dortmund. Nu numai că Bayern a adus un fotbalist care a scris istorie pe Allianz Arena, dar a și slăbit rivala din campionat, furându-i cel mai bun fotbalist. Atacantul polonez a îmbrăcat tricoul bavarezilor până în anul 2022, reușind să marcheze numai puțin de 344 de goluri, fiind liderul echipei cu care s-a impus de fiecare dată în Germania și a reușit să câștige chiar și Liga Campionilor. Unul din cele mai mari transferuri făcute vreodată de Pep Guardiola peste cel al lui Kevin De Bruyne, pe care l-a adus de la Wolfsburg la Manchester City pentru 76 de milioane de euro. O sumă pe care belgianul a demonstrat că o merită chiar și acum la 31 de ani, fiind cotat la 80 de milioane de euro. KDB a fost exact omul de care Manchester City avea nevoie, acesta peste considerat creierul echipei, fiind un fotbalist cu o imaginație și o viziune fantastică, iar pasele sale sunt demențiale. Nu degeaba, acesta a ajuns la peste 130 de asisturi pentru cetățeni. Liverpool își începea seria transferurilor foarte bune în 2016, când cormoranii îl transferau pe Sadio Mane de la Southampton pentru 41 de milioane de euro. Rapid, fotbalistul senegalez a devenit una din vedetele din Premier League, randamentul său fiind unul fantastic, Mane fiind catalogat ca unul din cei mai buni fotbaliști de bandă din lume. Cifrele sale și trofeele la Liverpool sunt extrem de bune, acesta a adus pe Anfield trofeul Ligii Campionilor și titlul de campioni la care fanii visau de atâta timp, chiar în perioada sa în care Mane a îmbrăcat tricoul Liverpool, acesta a marcat 120 de goluri și aproape 50 de asisturi. Anul 2017 merge tot la Liverpool, de data aceasta cu mega transferul lui Mohamed Salah de la AS Roma, transfer ce a costat pe cormorani doar 42 de milioane de euro. Odată ajuns pe Anfield, faraonul Egiptului a devenit o adevărată legendă vie, fiind poate cel mai bun fotbalist al lui Liverpool în această perioadă. Salah a fost fix fotbalistul de care Liverpool avea nevoie, rapid, tehnic, pasator și finalizator de excepție. Nu degeaba, acesta a marcat 32 de goluri în Premier League într-un singur sezon, performanță cu adevărat uluitoare.
Deși juca sub formă de împrumut deja de un an la PSG, Kylian Mbappé a devenit oficial fotbalistul parizienilor în 2018. Deși bogații de la PSG au scos o sumă uriașă pentru transferul tânărului francez de la Monaco, mai exact pe aceștia au plătit 180 de milioane, însă este clar că Mbappé a meritat acești bani. Mbappé a devenit cu adevărat o legendă vie a clubului PSG, acesta marchează gol după gol și îi cam umbrește atât pe Neymar cât și pe Messi în unele momente. Deși are doar 23 de ani, acesta deja a ajuns la aproape 200 de goluri pentru PSG și mai mult ca sigur îi va bate recordul lui Edinson Cavani și va deveni cel mai bun marcator din istoria clubului. Ne-am gândit destul de mult pe cine să alegem cel mai bun transfer din 2019, iar până la urmă l-am ales pe Rafael Leao de la Lille la AC Milan pentru 29 de milioane de euro. Leao este în acest moment unul dintre cei mai curtați fotbaliști din lume, fiind dorit de Real Madrid și PSG plus alte forțe din Premier League. Acesta este cel mai valoros și bun fotbalist de pe San Siro, chiar dacă încă este foarte tânăr. Leao a fost unul din oamenii cheie cu care AC Milan a câștigat titlul în Serie A, iar acum rossoneri l-ar putea vinde pe acesta cu peste 100 de milioane de euro. În 2020, Borussia Dortmund aducea un tânăr fotbalist englez de la Birmingham pentru doar 25 de milioane. 3 ani mai târziu, Real Madrid vrea să plătească 120 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Santiago Bernabeu. Ați ghicit, este vorba despre Jude Bellingham, care în aceste momente este cel mai dorit fotbalist din lume, Liverpool și Real Madrid dorindu-l cu insistență. Trebuie să recunoaștem că de mult n-am mai văzut un fotbalist așa complet, Jude fiind incredibil la mijlocul terenului, fiind cel mai complet mijlocaș din lume din punctul nostru de vedere. Având în vedere că în 2021 PSG l-a adus pe Lionel Messi liber de contract, este clar că decizia de a numi acest transfer cel mai bun din anul 2021 a fost una destul de ușoară. După ce a jucat o viață pentru Barcelona, clubul catalan pur și simplu nu a mai putut să-i prelungească contractul, așa că Lionel și-a luat rămas bun cu ochii în lacrimi de la fanii Barcelonei și a venit să joace lângă prietenul lui Neymar la PSG. Deși a avut un sezon mai de adaptare, Messi arată în acest sezon că este încă unul din cei mai mari fotbaliști din lume și nu ne-ar mira dacă în 2023 ar câștiga din nou Balonul de Aur. Am vrea să spunem că și în anul 2022 a fost o decizie grea să alegem cel mai bun transfer, dar ar însemna să mințim, pentru că anul trecut s-au oficializat foarte multe transferuri bune, dar parcă niciunul nu este Erling Haaland, robotul pe care Pep Guardiola l-a adus la Manchester City pentru doar 60 de milioane de euro. Norvegianul minune nu doar că s-a adaptat instant la fotbalul din Anglia, ci a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, acesta ajungând să înscrie deja 21 de goluri în primele 15 etape din cel mai puternic campionat din lume. În 2023 deja am început în forță cu transferurile, cel mai mare fiind de departe transferul lui Ronaldo, care a semnat cu Al Nassr, formație din Arabia Saudită, care îi va plăti superstarului portughez 200 de milioane de euro pe sezon. Pe lângă acesta am avut și transferul lui Gakpo la Liverpool și se anunță un an plin de transferuri, așa că vom avea mai multe clipuri în care vom discuta despre aceste lucruri. Acesta a fost și clipul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe butoanele de like, abonare și share, iar pentru cei ce doresc să ne ajute canalul și mai mult pot deveni membri sau pot apăsa pe acel buton de mulțumire. Salut!